citim cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 12 în jos. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci vorbe învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicesc. Dar omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după oseneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Ocupați locurile. Am citit acest frumos pasaj și vedem din acest pasaj o biserică primară. Vedem că această biserică are un loc special, este amplasată într-un oraș foarte, foarte frumos, și anume orașul Corint. Orașul acesta, Corint, era un oraș foarte mare. De fapt, era o metropolă comercială a Greciei. Nu era departe de Atena, la vreo 80 de kilometri distanță, și în vremea aceea era cel mai bogat oraș al Imperiului Roman. Apostolul Pavel scrie câteva scrisori la această biserică. Sigur că, după cum spun istoricii, spune că unele din aceste scrisori s-au pierdut. Însă două s-au găsit. 1 Corinteni, care este scrisă de Pavel când era în Efes, 2 Corinteni scrisă de Pavel când era în Macedonia, și observăm că ambele scrisori sunt adresate bisericii din Corint. Deci, observăm de aici că Apostolul Pavel nu scrie lumii, ci scrie bisericii din Corint. Așa cum reiese din cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Corinteni, capitolul 1. Vedem forma cum se adresează creștinilor, adică credincioșilor. Spune așa, către cei ce au fost sfințiți în Hristos. De aici înțelegem că, într-adevăr, el scrie bisericii și nu lumii.
Nu știm cât de mare a fost biserica aceea. Nu putem să ne dăm seama. Probabil că a fost mare. Dar știm un lucru de aici, din pasajul acesta, și vedem că în biserica aceasta era trei categorii de creștini. Prima categorie, creștini firești, reiese din versetul 14. A doua categorie, creștini duhovnicești, versetul 15. Și a treia categorie, creștini lumești. Capitolul 3, versetul 1 și 2, ne spune lucrul acesta. Cum erau acești creștini firești? Acești creștini firești au fost bărbați și femei care au intrat în biserica din Corint, au făcut un botez, dar au intrat în apă și au ieșit uzi. N-au avut o naștere din nou și au trăit cum trăiește lumea. Au trăit după îndemnurile carnale, după poftele carnale. De aceea li se spune creștini firești. O a doua categorie erau creștinii duhovnicești. Oameni, bărbați și femei care au intrat în această biserică, care l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor în modul cel mai sincer și au slujit lui Dumnezeu cu toată puterea și au trăit ca și creștini matur în Hristos. A treia categorie, creștinii lumești. Bărbați și femei au intrat în această biserică, Corint, au făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului, au avut o întâlnire cu Iisus Hristos, dar pe parcursul vieții au păcătuit grav și nu s-au pocăit de păcatele lor. Erau morți spiritual, dar ei continuau să vină la biserică. Erau oameni care veneau la biserică, continuau programele, poate și cântau, nu știu, dar îi găsim aici, în textul nostru. În această zi, aș vrea să vorbesc despre creștinul matur. Pentru că subiectul de pe calendarele noastre este maturitatea creștină. Și creștinul matur face parte din această maturitate creștină. Sigur, paralel cu el am să vorbesc puțin și despre creștinul lumesc. Dar, mai bine zis, aș vrea să pun cele două imagini față în față, să vedem diferența. Creștinul matur și creștinul lumesc. Sigur, în acest pasaj, dacă ar fi să privim și privim la creștinul matur, că despre el aș vrea să vorbesc mai mult, putem vedea foarte multe lucruri care face acest creștin, care e un creștin matur. Însă, eu am extras de aici patru calități a creștinului matur. Și prima calitate a creștinului matur este: admite pe Duhul Sfânt ca și călăuză. Versetul 12a. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. Observați ce imagine frumoasă a creștinului matur, care admite pe Duhul Sfânt să-l călăuzească, să-l conducă. Dar haideți să vedem cealaltă imagine a creștinului lumesc. Cum este acest creștin lumesc? Creștinul lumesc nu poate să accepte lucrurile lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Zice că nici nu le poate suferi. Iată ce ne spune versetul 1 și
versetul 2 din capitolul 3 din această carte. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Ce imagine posomorâtă aș putea să spun a creștinului lumesc care nu poate să suporte lucrurile lui Dumnezeu, nu poate să suporte Duhul lui Dumnezeu. Ba mai mult, merg cu gândul că nu poate să suporte pe oamenii lui Dumnezeu. Două imagini, două destine. Două imagini diferite, două destine diferite. Sigur, mă uit la acest creștin matur. Ce face acest creștin matur? Creștinul matur trăiește prin credință. Chiar dacă are probleme, că avem probleme fiecare, avem necazuri, dar creștinul matur trăiește prin credință, îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Ce face creștinul matur? Se roagă prin credință. Se împotrivește celui rău prin credință, folosind armătura lui Dumnezeu, așa cum ne este descrisă în Efeseni, capitolul 6. Creștinul matur biruiește lumea prin credință. De ce? Pentru că se bazează pe Iisus Hristos și crede în Iisus Hristos și prin credința în Domnul Iisus Hristos biruiește lumea. Ce face creștinul matur? Moare în credință. Este foarte important cum murim, mântuiți sau nemântuiți. Dar creștinul matur îi slujește lui Dumnezeu până în ultima clipă a vieții lui. Și atunci când moare, moare în credință. Ei bine, am văzut câteva lucruri ce face creștinul matur. Acum, aș vrea să vedem cum se apreciază pe sine creștinul matur. Dacă creștinul matur face lucruri pozitive, și e adevărat, face lucruri bune, face lucruri pozitive, cum se apreciază el însuși? Că asta ne interesează și pe noi, că și noi ne considerăm oameni mari, maturi, creștini maturi în Hristos. Când e vorba de sine, de mine sau de tine, să te apreciezi, ar fi foarte mare un pericol ca să încline balanța spre noi, știi? Și când e vorba de a te aprecia pe tine, înclin balanța, s-ar putea. Și când e vorba de alții, nu mai discut. Dar problema, știți care este? Este problema că vine diavolul. Vine diavolul cu oferta și îți împinge oferta. Ia-o, ești cineva tu, vezi? Și dacă nu ești atent, prinzi momeala. Primii oameni, de exemplu, Geneza, capitolul 3. A venit diavolul și a spus, când a stat în discuție cu Eva, hotărât nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. Imediat după aceasta, Eva spune, a văzut că pomul era de dorit, era bun, dar până acum nu l-a văzut. Deja a luat această momială. Și pericolul este foarte mare și la noi. Este un semnal de alarmă și la noi, că și noi suntem oameni, și dacă ne lăsăm ca satana să ne injecteze cu această otravă a mândriei în inimă, suntem morți. Nu mai suntem creștini maturi, suntem morți. Am văzut, așa zis frați, când am avut o discuție mai aprigă așa cu unii, spunea, eu am făcut. Eu asta am făcut pentru biserică, eu asta am făcut. Și tot se scotea pe el. Săracul de el.
era otrăvit cu otrava aceasta a mândriei în sufletul lui, în inima lui. Și sigur, astfel de oameni, când gândește așa, poate sunt și aici, nu știu, poate sunt oameni care nu spun public, știi, dar în inima lui, știi, injectat cu această otravă și zice, mai ce bine am cântat eu, ce bine am predicat, ce bine am făcut eu lucrarea. Sunt cineva, nu sunt oricine, nu? Când gândești așa, deja ești mort, nu mai ești un creștin matur. Dar haideți să vedem corect. Cum se apreciază un creștin matur? Avem în Sfânta Scriptură răspunsul în pasajul nostru. Versetul 5 din capitolul 3, 6 și 7 citim. Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Dragul meu, care ești creștin matur, dacă primești aceasta și te apreciezi așa, nu sunt nimic. E greu să apreciezi, să spui, nu sunt, eu sunt cineva, să spui, nu sunt nimic, ci ceea ce am făcut, Hristos a făcut prin mine. Ceea ce fac, Dumnezeu face prin mine. Nu sunt nimic. Când spui așa, într-adevăr, e bine, gândești matur. Ești un om care ai o atitudine bună și nu asculți de oferta diavolului. Nu o primești. Al doilea lucru care aș vrea să vedem, a doua calitate a creștinului matur, este apreciază lucrarea lui Dumnezeu și nu certurile, nu scandalurile, nu discuțiile. Iată ce spune versetul 12, a doua parte, când vorbește așa. Ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul său. Adică, creștinul matur cunoaște lucrurile lui Dumnezeu și faptul că le cunoaște, le apreciază. Însă creștinul lumesc nu apreciază lucrurile lui Dumnezeu. Nu apreciază nici pe oamenii lui Dumnezeu. Și trăiește cum? Ca lumea, în certuri, în dezbinări. Cum spune versetul 3 din capitolul 1. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavestii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Iată că vedem aici ce imagine a creștinului lumesc și o frumoasă imagine a creștinului matur. El apreciază lucrările lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, pe când omul sau creștinul lumesc sfidează. Ba mai mult de atâta, creștinul matur întotdeauna îndeamnă biserica la unitate. Pe când creștinul lumesc, nu. Creștinul lumesc, știți ce face? Face multe lucruri rele, dar doar câteva vreau să amintesc. Nu-și poate ținea limba nici cum. Blastămă, înjură, bârfește pe alții. Biserica e așa, ăla e așa, ăla e așa. Ce fel de creștin e asta? Un creștin lumesc. Este foarte mare pericol. Limba e un mădular mic, dar face prăpăd, să știți. Poate întina tot trupul. Auziți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 3, versetul 5 și 6. Tot așa și limba este un mic mădular și se felește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea
este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Limba, un mădular mic, dar poate să corupă, poate să murdărească, poate să păteze tot trupul. Dacă citim în această carte, în Iacov, vedem că prezintă așa, în formă de ilustrație, trei ilustrații despre limbă. Frâul cailor, cârma corăbilor și focul care aprinde pădurea. Ce putem învăța de aici? De aici putem învăța că noi ne putem stăpâni limba. Așa cum un cal îl stăpânești cu frâul, cu zăbala, le-ai pus zăbala în gură și îl strunești, tot așa și limba. O putem stăpâni și Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut limba să-i aducem slavă și glorie lui Dumnezeu. Nu să bârfim, nu să înjurăm, nu să blestemăm, ci să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Creștinul matur, el își stăpânește limba și face planuri cu Dumnezeu. De ce? Pentru că știe că Dumnezeu este stăpân peste timp, Dumnezeu este stăpân peste spațiu, Dumnezeu este stăpân peste viața noastră și El aduce binecuvântare. Slăvit să fie numele Lui! A treia calitate a creștinului matur este că creștinul matur aude vocea Duhului Sfânt și vorbește duhovnicește. Versetul 13. Citim. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuițând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Iată ce imagine frumoasă a creștinului matur. Aude vocea Duhului Sfânt și vorbește atunci ce îi spune Duhul Sfânt. Nu-și dă drumul la limbă să vorbească alte lucruri, ci ce îi spune Duhul Sfânt. Dar haideți să vedem și latura cealaltă a creștinului lumesc. Ce credeți că aude creștinul lumesc? Ce credeți că aude? Vocea lumii. Și ce credeți că spune lumea? Vocea lumii ce spune? Mai mulți bani, mai mulți bani. Chiar dacă îi faci ilegal, doar să ai mai mulți bani. Mai multe plăceri. Și din cauza aceasta se ajunge că calcă peste oricine ca să-și atingă scopurile, formează partide, chiar și în biserică și unde se află și este o tragedie pentru astfel de oameni. Versetul 4 spune așa din capitolul 3. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni lumești? Iată o imagine foarte tristă, o imagine urât, aș putea să spun, a omului sau a creștinului lumesc. Și ce frumoasă imagine are creștinul mator. Aude vocea Duhului Sfânt și vorbește duhovnicește. Dar aș vrea să vedem lucrurile clar. S-a mai amintit înainte fratele Iosif despre ele, dar aș vrea să le mai amintesc. Știm că cu toții le știm, dar totuși e bine să le mai amintim. Creștinul matur nu este desăvârșit. El trebuie să crească. În legătura cu creșterea maturității, oamenii sunt împărțiți în mai multe gânduri și multe idei. Adică, concepții greșite despre creșterea maturității. Și aș vrea să prezentăm câteva din ele. Anume, unii zic așa, maturitatea vine de la sine.
Așa, în mod hotărât, în mod automat. Vine fără să vrei. Nu e adevărat. Trebuie să fii hotărât ca să devii matur. Trebuie să ai voință și trebuie efort. Asta înseamnă trebuie să citesc Biblia, trebuie să mă rog și trebuie să lupt. Duceți până la capăt mântuirea voastră. O altă concepție greșită despre creșterea maturității, zic unii așa, maturitatea este ceva mistic, așa, nu pot atinge. Știi, adică noi, oameni simpli, cum să atingem așa nivel înalt? O pot atinge doar prezbiterii, păstorii, martirii, dar noi, oameni simpli, nu. E adevărat asta? Nu e adevărat. Ce spune Biblia? Ce ne învață Biblia despre lucrul acesta? Ce spune Biblia? Fiți sfinți! Asta înseamnă că toți trebuie să fim maturi. O altă concepție greșită despre creșterea maturității, s-a mai amintit. Spunea așa unii, maturitatea apare așa instantaneu, așa, peste noapte. Te culci dimineața și te-ai trezit matur. Nu e adevărat. Există un proces, așa cum a amintit și fratele Iosif, există un proces de creștere care durează toată viața. O altă concepție foarte, foarte greșită despre creșterea maturității. Unii spun așa, maturitatea se măsoară în ceea ce știi. Știi, dacă știi multe și ai multe versete din Biblie și dai drumul așa ca pe mor, mă, ce mătur e ăla, mă. Nu e adevărat. Poți să știi toată Biblia, poți să ții cursuri teologice, că nu în asta să măsoară maturitatea, în ce știi, în ce ești. Maturitatea să măsoară creștinul matur este testat în comportamentul lui, în ceea ce este, nu în ceea ce știe. E bine să știi, dar ești testat în ceea ce ești. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute ca să fim cu adevărat oameni maturi. Apoi, mai există o concepție foarte, foarte greșită la creșterea maturității. Spune unii așa, auzi, ca să cresc, să fiu matur, n-am nevoie de biserică. Eu acasă citesc personal, mă rog și ajung matur. Nu e adevărat. Luăm un exemplu. Un copilaș, care, văd un copilaș care se plimbă pe aici micuț. Ca să crească matur, are nevoie de un trup, nu? Tot așa, și credinciosul, creștinul, ca să crească matur, are nevoie de trup. Și care e trupul? Biserica. Biserica este trupul lui Hristos. Asta mă face să înțeleg că fiecare din noi suntem importanți. Fiecare din noi avem nevoie unul de altul. Și trebuie relații, trebuie comuniune între noi și astfel putem să creștem, să ajungem la maturitate. O altă concepție foarte, foarte greșită, spune unii așa, ca să ajungi matur, trebuie să studiezi Biblia. Să faci studii biblici, să faci studii, să citești, să citești. Este și asta bună, este o latură. Dar trebuie să ții cont de trei elemente care sunt împreună și nu pot să lipsească niciunul din ele. Ele sunt legate, așa ca o funie împletită în trei. Nu poate una fără cealaltă. Și anume, rugăciune, studierea Bibliei, și apoi a pune în practică ce ai învățat. Astea sunt trei elemente neapărat care
sunt necesare. Mergem mai departe la a patrulea calitate a creștinului matur. Creștinul matur are în el gândul lui Hristos. Uitați ce ne spune un creștin matur în versetul 16, ultima parte a versetului, din pasajul nostru. Noi însă avem gândul lui Hristos. Din nou am prezentat o imagine foarte frumoasă a creștinului matur. Are în mintea lui gândul lui Hristos. Dar cealaltă imagine a creștinului lumesc. Ce are în cap creștinul acesta lumesc? Știți ce are? Gânduri nebune. Creștinul lumesc are gânduri nebune. Iată ce spune versetul 14, da, când este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, despre Duhul lui Dumnezeu, spune așa versetul 14b. Căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Iată două imagini diferite. Omul duhovnicesc, omul matur, creștinul matur, are în el gândul lui Hristos. Și creștinul lumesc are în mintea lui gânduri nebune. Asta este. Sigur, am vorbit și am mai spus și repet. Creștinul matur nu este desăvârșit. El trebuie să crească. Cât? Întrebăm cât trebuie să crească. Până se ajunge la desăvârșire, răspunsul. Din nou se ridică întrebarea. Când ajungem la desăvârșire? Și răspunsul l-a dat Iosif, dar îl mai dau și eu, când ajungem acolo. În împărăția lui Dumnezeu, când vom fi în raiul lui Dumnezeu, atunci vom fi desăvârșit. Cine spune așa, păi eu sunt matur, eu nu mai primesc nicio învățătură, eu sunt plin. Ibai cu omul ăla. Noi trebuie să creștem. În procesul de creștere a maturității, am spus, este un proces. Cum am putea noi înțelege acest proces de creștere mai bine? Și m-am gândit să iau un exemplu așa din construcție, că toți știm ce însemnează când faci un zid, nu? Ce faci? Să pune prima dată fundația, să pune izolația și ce se face după aceea? Să pune cărămidă sau bloc peste bloc. Nu? Tot așa și cu creșterea maturității. Să pune bucată cu bucată. Nu poți să crești dintr-o dată. Și atunci, dați-mi voie să folosesc acest termen, cărămiz. Care sunt cărămizele de bază care sunt în creșterea maturității? Ce cărămizi am putea folosi? Folosesc acest termen, cărămidă. Prima cărămidă, ce cărămidă am ales? Prima cărămidă în creșterea maturității este cunoașterea. Adică să cunoști Scriptura, să cunoști conținutul, ce ține, ce este scris în Scriptură. A doua cărămidă, o perspectivă corectă. Adică să gândești lucrurile cum le gândește Dumnezeu, să vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, nu din mintea ta firească, ci din perspectiva lui Dumnezeu. A treia cărămidă este convingerea profundă. Asta înseamnă că iubesc pe Iisus Hristos, sunt convins de Iisus Hristos că este în viața mea și dacă mi se cere să mor pentru Hristos, sunt gata să mor pentru Hristos. Asta înseamnă convingere profundă. A patra cărămidă este priceperea. Abilitatea de a cunoaște voia lui Dumnezeu, de a trăi și a lucra pentru Hristos. Și cea de-a cincea cărămidă
Este foarte frumos. Este caracterul. Să devii ca Hristos în atitudine și în acțiune. Ce a spus Apostolul Pavel? Noi însă avem gândul lui Hristos. Dragul meu, dacă ai clădit și ai pus și această cărămidă, caracterul, această afirmație e adevărată. Noi avem gândul lui Hristos. Și zic că Dumnezeu să ne ajute pe toți să avem în noi gândul lui Hristos, nu gânduri nebune. Închei și în concluzie. Am învățat 4 atitudini, am văzut 4 calități a omului lui Dumnezeu, a creștinului matur. 1. Admite pe Duhul Sfânt. 2. Apreciază lucrarea lui Dumnezeu. 3. Aude vocea Duhului Sfânt. Și 4. Are în el gândul lui Hristos. După ce am văzut aceste calități, acum îmi revine sarcina mie și ție să ne verificăm ce fel de creștini suntem. Ce fel de creștin ești? Sau mai bine zis, aș putea să întreb așa. Ce fel de creștin ai vrea să devii? Sigur că la această întrebare, dacă aș întreba pe un adolescent, ce fel de creștin ai vrea să devii? Răspunsul cu siguranță ar fi, eu vreau să devin un creștin matur. Foarte bine, răspuns foarte bun. Dar aș vrea să-ți amintesc, ca să devii un creștin matur, trebuie să te hotărăști, trebuie voință și trebuie efort. Și apoi să nu uiți cele 3 elemente care sunt legate împreună. Rugăciune, studierea Scripturii și a pune în practică ceea ce ai învățat. Astfel, un creștin matur întotdeauna va îndemna biserica la unitate. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Acolo într-o zi la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit. În cetatea de sus, unde Domnul Iisus stă la dreapta Părintelui Sfânt, al vieții izvor, ca un râu de cristal, curge lin printre pomi roditor. Și acel loc fericit Domnul ne-a pregătit, murind pentru noi pe Calvar. Acolo într-o zi la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit. În locașul cel sfânt, unde-o fi în curând, e odihnă și pace din plin. Acolo noi toți, care am fost mântuiți, mireasă vom fi lui Iisus. Și acel loc fericit Domnul ne-a pregătit, murind pentru noi pe Calvar. Acolo într-o zi la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit. Și acel loc fericit Domnul ne-a pregătit, murind pentru noi pe Calvar. Acolo într-o zi la nuntă vom fi